cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 17 le găsești pe site-ul lolga.com. Folosește codul MVP pentru 10% reducere. Hei, salutare, prieteni, sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17, cariera cu Juventus Torino. Avem parte cu Pescara în campionat. Pescara, rog, cred că o duce foarte, foarte bine. Haideți să ne uităm. Este pe locul 16, are 11 goluri marcate, 20 primite, minus 9 la general. Noi suntem pe prima poziție, avem 2 puncte peste Internaționale de Milano. Suntem noi, Interul și Genoa, singurele echipe neînvinse până acum. E destul de bine după 12 etape. Simulăm această partidă cu Pescara, lăsăm pe Denis Alibec titular. După avem partida în UEFA Champions League cu AS Monaco. Va fi o partidă destul de interesantă în UEFA Champions League. Vedem că nu marcă pe minutul 20. Ba, Dybala, da, marchează minutul 22 și face 1-0 pentru Juve. 2-0 Cuadrado. Iată, Sturaro ia un cartonaș galben. Higuain intră și în locul lui Alibec, minutul 47. Cred că vom mai da goluri, eu așa cred. Un gol cel puțin zic că îl vom mai marca. Da, Isco marchează, 3-0 Juve, distruge Pescara. Era de așteptat oricum să câștigăm această partidă. Nu făceam probleme. Simulăm aceste antrenamente pentru că avem nevoie ca băieții să fie în formă maximă. Voi, dacă vă doriți în continuare astfel de episod, uitați să apăsați butonul de like. Haideți să jucăm în UEFA Champions League cu AS Monaco și să-i nimicim. Vreau să văd dacă Mbappe va reuși să marcheze în deplasarea de la Monaco. Monaco are 3 puncte. E cam ieșită din lupta pentru UEFA Champions League, pentru primăvara europeană, dar se luptă cu Gladbach pentru primăvara UEFA Europa League. Haideți să facem modificările pe aici în primul 11. Mbappé, Alexis Sanchez, Isco, Marquisio, Cuadrado, Barzaro, Isturaro, nu. Joc cu Chiellini. Jucăm cu cea mai bună echipa noastră. Haideți să dăm la Goal News. Arsenal cu Gladbach, Atletico, Bruges, Beşiktaş, Lyon, Legia cu Basel, Leverkusen, Barça, PSV cu Bayern și Sevilla, Leicester. O partidă destul de interesantă. Voi ce credeți că facem cu Monaco? Spuneți acum. Dă gol Mbappé sau nu? Haideți să vedem cine crede că dă gol Mbappé, să scrie acolo. Da, sau cine crede că nu, se spună. Nu dă gol Mbappé. UEFA Champions League, Monaco întâlnește Juventus Torino. Monaco are nevoie de minim un punct pentru a rămâne în continuare în șansele pentru UEFA Europa League, deși totuși Gladbach are un singur punct, Monaco are 3, are o partidă cu Arsenal, dar orice se poate întâmpla în meciul ăla și dacă Gladbach, printr-o minune, ar câștiga cu Arsenal, ar fi foarte dificil pentru Monaco să se califice. Mbappé revine pe stadionul celor de la AS Monaco. Oare va reuși să marcheze Mbappé împotriva fostei sale echipe? Rămâne de văzut. Juventus în echipament albastru, Monaco roșu cu alb. Monaco atacă de la stânga la dreapta în prima repriză. Iată-l pe Silva. Silva bine cu Germain. Haide, din nou Silva. Silva urmărit de Alexis Sanchez. Tackling-ul lui Alexis Sanchez. Chiellini foarte bine. Alexandru pentru Isco. Isco mai departe. Marquisio, Dybala pentru Cuadrado. Dar Cuadrado nu ajunge din păcate la minge. Să vedem ce vor face. E fault. Nu se dă faul și Cuadrado are probleme. Mingea nu este trimisă în afara terenului. Iată, Monaco vrea să profite de acest om în minus al lui Juve în aceste momente. Să vedem ce se va întâmpla. Dani Alves, foarte bine Dani Alves, aruncare de la marge pentru Monaco. Primă fază controversată. Cuadrado are probleme, după cum ne arată și grafica. 6 de gol pentru AS Monaco. Bară! Și Buffon, senzațional! Doamne, ce intervenție are Gigi Buffon! Priviți aici, intervenție de zile mari! Doamne Dumnezeule, cea mai tare intervenție! Cea mai tare intervenție, Gigi Buffon! Juventus în continuare la egalitate cu AS Monaco după ce Buffon, eroul nostru, scoate o minge senzațională, un gol ca și făcut. Și iată acum Isco încearcă Juve să plece pe contraatac, mingea pentru Dybala. Să-l vedem pe Dybala ce va face de unul singur. Dybala se distrează cu apărarea celor de la AS Monaco. Dybala până la urmă blocat. Varsovia deschide scorul cu Basel. Monaco foarte aproape să deschidă scorul în această partidă, însă Gigi Buffon a avut o intervenție senzațională. Probabil, cred că va fi intervenția serii UEFA Champions League. Iată-l pe Mbappé acum. Mbappé se luptă. Mbappé poate marca. Mbappé șutul său în blocaj. Alexis Sanchez. Alexis tot cu Mbappé. Mbappé încearcă pasa cu Dybala, scoate până la Isco. Șutul lui Isco blocat, este corner pentru Juventus. Replica lui Juve după ocazia monumentală a celor de la AS Monaco. Dybala vine cu centrarea pentru Alexandro, în brațele lui Subasic. Bună lovitura de cap.
Iată că Juve reacționează destul de rapid și ia o minge acum riscant aici, recuperează Kylian Mbappé. Mbappé, șutul lui Mbappé! Cum naiba, a fost peste poartă. Ce șut are Mbappé, foarte aproape să marcheze. Mbappé, iată ce șut are puștul. N-avea ce să mai facă Subasic. Nu cred că putea să mai intervină asupra acestei mingi. Mbappé în pressing, recuperează pentru scurt moment balonul. Este în afara treiului trimis, aruncarea la marge pentru Monaco. Monaco joacă din nou scurt, riscant. Riscant Monaco, e greu cu Juve. Juve face un pressing foarte bun până acum. Dar să vedem câte va zice. Cuadrado nu mai poate. Cuadrado trebuie schimbat. Haide, nu vreau să-l accidentez foarte, foarte tare. Îl bag pe Asamoah aici. Nu, îl bag pe Higuain. Higuain în locul lui Dybala. Jucăm cu Dybala în dreapta și cu Higuain în spatele lui Mbappé. N-aș vrea o accidentare mai gravă a lui Cuadrado. Avem nevoie de el. Iată, cruce acolo. Bakayoko, Falcao, Radamel. Radamel, foarte bine Radamel, urmează pasa pentru Mendy, Mendy avansează, dar este blocat foarte bine și acum se va efectua schimbarea, iese Falcao, iese Cuadrado, care nu mai poate continua, următoarea partidă, iată, Gladbach cu Monaco, aici se va da lupta decisivă, după părerea mea, asta în cazul în care Gladbach-ul nu bate și ar fi, oricum, meciul decisiv se va juca la Gladbach, unde Gladbach-ul dacă va câștiga, iată, Cuadrado se ține de umăr, dacă Gladbach-ul va câștiga, are șanse foarte mari să meargă în UEFA Europa League. Va fi o partidă interesantă acolo. Iată cu Monaco, cearcă să dea lovitura. Lemar Silva! Este 1-0! Ase Monaco! Da, deschide scorul Monaco. Destul de ușor surprinsă defensiva noastră. Nu știu unde era Alexandru. Mai bine zis, da, a venit să strâng acolo. Gigi Buffon nu se mai poate opune acestui gol. Monaco deschide scorul. Într-un 25 prin Silva. Și Higuain face o mică eroare. Aș vrea mai multe de la Mbappé, dar chiar și de la Higuain. Monaco, periculoasă, foarte bine. Reușim aici să respingem. Mbappé, Gonzalo Higuain, mai departe cu Dybala. Dybala, sprintul său, îl ajută Kylian Mbappé. Dybala, până la urmă, mingea rămâne la el, fără faul, fără faul. Oh, se dă faul. Însă arbitrul lasă lege avantajul. Probabil va vedea un cartonaș galben Dybala în urma acestei intervenții. N-a fost o intervenție 100% regulamentar, destul de dură. Și probabil va vedea galben. Nu să vedem dacă arbitrul va ierta sau nu. Iată Monaco, Radamel Falcao, urmărit de doi jucători de la Juve. Foarte bine se descurcă Silva. Silva, încă o dată. Oh, Monaco a prins curaj după ce a reușit să marcheze golul. Să vedem, Arsenal conduce pe Gladbach în aceste momente. Gladbachul nu mai are nicio șansă. Nu mai are nicio șansă să meargă în Europa League pe centrul porții. N-are probleme Buffon. Higuain, Marquisio, Mbappé. Iată ce face Kylian, pasă cu Dani Alves, Alves avansează, nu-l ajută nimeni, trebuie să se întoarcă și greșește pasa. Dani Alves, o eroare destul de ușoară, Lemar, nu trebuie, eroare neforțată să zicem așa, rău, da, bine aici, Marquisio. Marquisio, mai departe, Dybala pentru Mbappé, Mbappé, față în față cu Jemerson, Mbappé, va reuși să treacă de Jemerson, da, vine centrarea, Dybala, atacă colțul scurt, dar mingea ajunge în brațele lui Subasic. Bună încercarea lui Mbappé. Isco. Bun, Marquisio. Marquisio, oh, este corner. Din nou șansă mare pentru Juventus. Să vedem acum cum vom gestiona această fază la colț. Higuain. Higuain, bine Higuain. Subasic reține, oh, oh. I-a luat mingea de pe cap lui Mbappé. Bine, Subasic, degajează însă greșit acum, nici Kelly nu dă bine cu capul. 6 de contraatac pentru AS Monaco la această fază. Blocăm, super! Higuain! Higuain, încă o dată, mingea pentru acesta cam tare trimisă, cei drept. În forță, era cu spatele Higuain, n-a reușit să ajungă la acest balon. Juve probabil va fi condusă la pauză cu 1-0. 3 minute totuși au dat de la marge după accentuarea lui Cuadrado. Să vedem cum se vor descurca până la final. Juve în continuare în pressing. Monaco încearcă să dea lovitura pe contră. Iată aici o pasă, dar mingea nu ajunge la Falcao. Barzali. Oh, Chiellini din nou greșește. Barzali. Eroarea lui Barzali. Buffon are ce să facă. E 2-0. E 2-0 pentru AS Monaco. Falcao marchează. Barzali și Chiellini, două erori mari. Asta este, mai întâmplă și chestii de genul. Nu avem ce să facem, trebuie să fim foarte, foarte atenți în continuare.
Juve, condus așadar cu 2-0 la pauză, Higuain încearcă de unul singur, arbitru pune punct final acestei prime reprize, 2-0 pentru AS Monaco. Să vedem ce am putea schimba noi pe aici. Marchisio cu Asamoah. Alibeg nu pot băga, îl bag și pe Lemina în locul lui, dar n-am în locul cui să-l bag. Momentan n-am în locul cui să-i bag. Începe repriza secundă, Juve trebuie să revină de la 2-0 cu AS Monaco, va fi destul de greu. Dani Alves, dar nu e imposibil. Alves, Higuain, mai departe pentru Alexandro, foarte bine trece Alexandro, vine șutul în blocare, să-l vedem acum pe Kylian Mbappé. Întoarce pentru Asamoah, tot cu Mbappé, Isco, Asamoah, n-avem spații, Alexandro, mingea în brațele lui Subasic. E destul de greu. Destul de greu de arată, ce eroare, însă Higuain e destul de lent, Mbappé cu șutul în blocaj. Haide, Mbappé, vreau mai multă prospețime acolo, are probleme un nou jucător, nu cred. Higuain se accentează. Nu, n-am nevoie de asta, Mbappé, Alibek. Alibek în față, Mbappé în spate, pentru că trebuie să forțăm. Putea să-l bat pe Lemina, de ce dai mingea în afara terenului? Nu prea să-i dai în afara terenului. Două accidentări pentru noi, ceea ce nu-i foarte bine, nu ne ajută foarte, foarte tare aceste accidentări. Sper să nu fie ceva grav. Higuain introdus după accidentarea lui Cuadrado, iată aici, din nou eroare, dar recuperăm până la urmă. Isco. Dybala pentru Denis Alibek, întoarce mingea cu Asamoah. Isco. Alibek, Mbappé pentru Asamoah, Asamoah mai departe pentru Alexis Sanchez, Subasic și încă o dată se retrage ușor AS Monaco, va juca probabil doar la contraatac, aici Falcao fenomenal, cum câștigă duele la cap Falcao, asta e senzațional, recuperăm și putem da drumul la contraatac, pasă acum pentru Isco se întoarce superb, Asamoah pasă cu Mbappé, Asamoah pasă pentru Alibek în fața golului, nu reușește, Dani Alves acum, nu lasă mingea să iasă în afara terenului, Alves pasă cu Alibek, dar nu trebuie, Mbappé trebuie să intervină aici, Alibek în pressing foarte aproape de recuperare, Juve, Dybala, puțin i-a lipsit Dybala să ajungă la acest balon, iată aici Dybala, Mbappé, mai departe cu Asamoah, tot cu Mbappé marchează, nu te bucura tat. Mbappé marchează împotriva celor de la AS Monaco, împotriva fostei sale echipe în UEFA Champions League și iată că Juventus sună revenirea. Bun șutul lui Mbappé, n-are ce să facă Subasic, chiar n-avea nicio șansă să intervină și scorul în aceste momente este 2-1 pentru AS Monaco, trebuie să forțăm și să revenim. Minutul 65, mai avem timp. 25 de minute la dispoziție pentru Juve să revină. La cum am jucat repriza asta, avem toate șansele. Monaco a făcut pasul în spate și nu înțeleg de ce. Prea devreme a făcut pasul în spate. Nu faci cu Juve așa devreme pasul înapoi. Sevilla are 2-1 cu Leicester. Iată aici Lemar, îl ia la viteză pe Dani Alves. Dani Alves destul de obosit. Lemar revine foarte bine, Alves. Dybala acum. Mai departe tot cu Alves mai poate sprinta, dar greșește pasa. Mbappé foarte bine. Mbappé reușește fenomenal aici. Isco. Pleacă Alexis, nu pleacă. Mbappé tot cu Isco. Isco din prima cu Alexis Sanchez. Oare va reuși Alexis să facă ceva? Bine, întoarce aici Isco. Mbappé mai departe cu Asamoah pentru Dybala. Pentru Denis Alibek și dublă. Nu, este Dybala cel care marchează 2-2. Juventus revine. După ce reușește să marcheze Dybala, pasă superbă pentru Denis Alibek, Subasic iese și închide perfect unghiul. N-a fost offside la limită. Cât de bine Subasic, dar Dybala urmărește balonul și punctează 2-2 Monaco. În aceste momente este egal, 73 și nu văd foarte bine în aceste condiții pe AS Monaco, cedează destul de rapid, se bagă în defensivă, o tactică, probabil au vrut să nu riște și să fie siguri că vor merge în UEFA Europa League, dar iată că Juve nu te lasă, dacă te retragi, atacă și marchează, să vedem acum Fabinho.
Fabinho, blocat de Barzani, dar mijarmentul la Fabinho, Fabinho centrează, reușim să respingem, foarte bine, foarte bine reușim. Dani Alves este cel care a reușit să respingă balonul, din nou Monaco periculoasă, iată aici trebuie să ieșim, șutul este mult peste poartă. Buffon trebuie să aibă grijă, nu trebuie să greșim aceste faze. Nu așa, nu așa. Chiellini, Barzali, bine, Isco. Mai departe cu Asamoah, Asamoah până la Dybala. Dybala schimbă partea perfect pentru Isco. Este șansă de gol acum pentru Juventus. Alexis Sanchez. Alexis are viteză. Alexis sprintează, Alexis. Alexis, faul de cartonaș galben. Faul de galben. Cred că Mendy este cel care va vedea cartonașul galben. Să vedem, da. Este galben, nu, este Jemerson. Cel care vede cartonașul, Alexis Sanchez. Pentru Asamoah, nu, Alexandru, vine Chiellini și e corner. Bun șutul lui Giorgio Chiellini. Corner executat de Dybala. Dybala pentru Chiellini, Chiellini, din nou corner. Al doilea corner consecutiv pentru Juventus. Să vedem o nouă centrare, se caută Mbappé. Reține Subasic. Nu se grăbește Subasic, e bun și egalul. Probabil la concluzia asta au zis cei de la Monaco. Aici n-ar trebui să pierdem de la cap. Mbappé pentru Di, pentru Alibek. Călcâi superb. Călcâi superb. Monaco, iată că forțează și ea în aceste momente. Simte puțină prospețime, joc, pasă superbă. Trebuie să aibă grijă Alexandru. Bine Alexandru, Dybala. Isco, Alexandru și este șansă de gol acum pentru Juve. Să-l vedem pe Alexandru, super pentru Alibek. Alibek din prima pentru Dybala. Dybala, oare mai poate Dybala? Nu mai poate nici Dybala, recuperează Alibek, întoarce balonul Mbappé, penalti, este penalti, nu? Nu se dă nimic. Cred că a fost penalti. Nu știu voi ce credeți. Cred că a fost lovitură de la 11 metri, arbitrul preferă să nu dea nimic. Pasă din nou cu Alexandru, Alexandru. Poate centra în care e Alibek, Subasic fenomenal. Doamne Dumnezeule, ce intervenție are Subasic în fața lui Alibek, se termină 2-2. Un rezultat bun pentru AS Monaco și pentru noi. Chiellini a greșit la un gol, dar nu mai contează. Juve a făcut o repriză secundă fenomenală. Haideți să vedem. 9,3 Dybala, da. Dybala 9,3, o notă destul de bună. Să vedem, Arsenal bate cu 2-0. Bayernul bate la PSV. Sevilla 2-2 cu Leicester, surprinzător. Surprinzător acest egal. Și în aceste momente jucăm cu singura echipă neînvisă, cred. Stai să vedem. Higuain 4 săptămâni, Cuadrado 5 zile, asta e bine. Stanciu 3 luni, s-a accidentat Stanciu. Păcat, 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 păcat. Stanciu se accidentează și asta nu e bine. Chiar nu e bine deloc. Haideți să vedem. În continuare neînvisă Genoa. Genoa, da, în continuare neînvisă. Noi, Inter și Genoa, singurele echipe neînvise în acest campionat. Îl ba pe Pjanic aici. Higuain, din păcate, se accentează și el. Mandzukic, voi juca cu Mandzukic în față. Îl odinez pe Alibek. Ia să joc și cu Pereira în locul lui Isco. Și cam atât. Cam atât. Nu, și Alves cu Matiello. Matiello destul de bun. Sturaro. Da, Barzali. Haideți să vedem, poartă Audero. Nu, 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 vreau ca să înving neapărat Genoa. Avem nevoie de victorie pentru că nu-mi convine ca Genoa să fie printre echipele neînvinse. La Goal News n-avem nimic. Jucăm cu Genoa așadar, o bătălie destul de interesantă. Cine credeți voi că va câștiga? Genoa, Juventus, unele dintre echipele neînvinse în acest sezon după 13 etape. E destul de greu, va fi un meci greu la Genoa în deplasare. Interul la fel și ea neînvinsă, să vedem ce va face și ea în această etapă. Noi vom forța, nu vom renunța nicio secundă. La meci venind după un 2-2 în Champions League cu AS Monaco, Mbappé a reușit să marcheze pe fostul teren. Să zicem unde a făcut spectacol. Iată aici Alexis, Mandzukic, mai departe pentru Pjanic. Pjanic, Pjanic vine cu un șut peste poartă. Introdus în locul lui Cuadrado care s-a accidentat și Higuain lipsește. Cuadrado doar 5 zile, Higuain 4 săptămâni. Mai greu pentru Gonzalo Higuain. Iată Genoa, Morales. Oh, cred că se dă faul, da, lovitură liberă pentru Genoa. Este o partidă intensă, un derby momentan, să zicem așa, pentru că e orgoliu, cum spuneam, neînvinse aceste echipe. O centrare bună în brațele lui Gigi Buffon. Acesta degajează pentru Alexis Sanchez. Din prima încearcă Sanchez, greșește. Munoz. 70 de milioane de euro ne-a costat Alexis Sanchez. Până acum n-a confirmat.
Nu mi-a plăcut. Sanchez, Marquisio. Mai departe, dar mingea interceptată de Veloso. Veloso, faul, dar jocul lăsat liber de arbitru. Iată aici cât de bine blochează Mandzukic. Vine să facă și faza defensivă. N-a mai jucat de ceva timp Mandzukic. Îmi pare rău de el, dar... Avem jucători în formă mare. Ali Bek, Mbappé. Poate acolo să-l băgăm în locul lui... Oh, șansă de gol! În locul lui Alexis. Să-l mai băgăm și pe Mandzukic, Marquisio, Mandzukic, iată cât de bine vede pentru Alexis Sanchez. Să vedem preluarea acestui. Alexis, lasă mingea să cadă. Alexis a lăsat-o să cadă de 2-3 ore. Alexis, superb, pasă tot cu Mandzukic. Mandzukic nu reușește să prelungească balonul. Șansă bună pentru Juve și Genoa totuși poate da și a lovitura acum pe contraatac. Este destul de greu, dar nu e imposibil. Din nou fault, dar arbitru lasă jocul să continue. Barzali! Da. Nu așa. Am lăsat pe Chiellini pe bancă, am vrut să se odihnească, obosit Chiellini, l-am băgat pe Struaro, Lazovic. Lazovic, bine Barzali, de această dată foarte bine, e, așa trebuie să fie Barzali. Gianluigi Buffon, Matiello, Alves a depus un efort fenomenal cu Monaco și nu mai putea continua, era destul de greu. Din nou Veloso. Veloso avansează, vine concentrare, Alexandro se complică. Șutul pe lângă poartă. Iată că Genoa nu renunță. Genoa face fază ofensivă destul de bine până acum. La Juve mai greu. Pereira. Pentru Alexandro, foarte bună pasă. Alexandro avansează. Alexandro intră în interior. Mandzukic. Mandzukic pentru Pereira în fața golului. Pereira! Oh, Doamne Dumnezeule, ce șansă are Pereira! Matheus Pereira aproape să deschidă scorul. Perin nu știu dacă avea ce să facă în cazul în care mingea prindea cadrul porții. Un șut foarte bun, din păcate n-a prins cadrul porții. Alexis Sanchez. Alexis ține mult de balon. Marquisio. Marquisio, mai departe pentru Matiello. Matiello joacă frumos cu Pjanic. Pjanic centrează bine pentru Mandzukic. E 1-0. Este 1-0 Mandzukic. Lovitură de cap superb a lui Mandzukic. Genoa se vede condusă. Iată, în aceste momente mai rămân doar două echipe neînvinse internaționale. Și Juventus, foarte bună lovitura de cap a lui Mandzukic. Puțin încurcat de Dybala, dar până la urmă lucrurile sunt bine. Mandzukic devine cu gol pentru Juve. Minutul 26, cred că o să-l folosim mai des pe Mandzukic. Și acolo, dar nu știu dacă în centru atacului, aș vrea să-l folosesc mai mult în bandă, în locul lui Alexis. În continuare, Alexis dezamăgește, dar asta e, să n-avem ce să facem. Simeone. Simeone, este corner, lovitură de la colțul terenului pentru Genoa. Șansă bună, de obicei joacă bine fazele fixe. Genoa, să vedem aici, este Gianluigi Buffon, reține balonul. Degajează pentru Dybala, Dybala super, bună preluarea lui Dybala și sprintează. Haide Mandzukic, ajută Dybala. Dybala nu reușește dribblingul. Bine, bine, stă pe picioare. O pasă bună acum, Matiello cer offside și se dă. În afara jocului surprins, cred că Veloso era, dacă nu mă șel. Marquisio, Dybala, Pereira din prima, Dybala, bună pasă, încearcă acum pentru Alexis Sanchez. Mandzukic n-a ajuns, din păcate. Într-adevăr, iată, Lazovic, ce șansă are Genoa acum. Vine Barzali să-l sprijine aici, Barzali bine blochează. Barzali, încă o dată Barzali, recuperează balonul Barzali, pasă mai departe pentru Alexis, ce șansă bună pentru Juventus. Alexis, intră în careu Alexis, Alexis, Mandzukic, o peste poartă, Juve putea să dea lovitura pe contraatac, șansă mare de gol. Haide, haide Mandzukic, mai atent. A încercat un șut în forță, din păcate. Alexis Sanchez. Dybala, foarte bine pentru Pjanic, Pjanic se luptă. Vine Mandzukic, Dybala, Pereira, Pereira, aproape de un fault acolo asupra lui Pereira, Marquisio, Pjanic, tot cu Marquisio, Marquisio se încurcă puțin cu Pjanic, Pereira, iată cât de bine au deschis jocul, bună pasă pentru Marquisio, 2-0, Juventus Torino, fenomenală fază, creată de băieții noștri, Marquisio punctează, perfectă fază, am... reușit să-i scoatem din joc pe cei de la Genoa, să creăm spații libere în defensivă, să spargem acest tun din defensivă, să zicem așa, al celor de la Genoa. 2-0, Perin are ce să facă, Mandzukic și Marquisio au venit să marcheze pentru noi, Marquisio reușește minutul 41 să o facă, Genoa condusă cu 2-0 și
Lucrurile nu merg foarte bine pentru Lazovic, o pasă superbă pentru Morales, Morales în care, iată Morales ce face, până la urmă Barzali nu blochează, vine șutul, este corner. Bine, bine, reușim să blocăm pe Insturaro, să vedem această luptă de acolo, Veloso. Veloso, nouă centrare, Pjanic nu dă cu capul, reușim să respingem și haide să ieșim din defensivă. Lazovic, Simeone, bine, blocăm și oare mai lasă arbitru această fază de contraatac Pereira. Avansează Pereira, intră în interior, Pereira așteaptă sprijinul, iată ce pasă bună pentru Dybala, Dybala, să vedem ce va face Dybala, bună triplă, Dybala, Dybala în fața lui 3-0, Dybala! Se termină șutul peste poarta lui Dybala, frumoasă această fază, intrăm cu 2-0 la pauză, nu e rău deloc, 52% posesie, Dybala cu Lemina, Alexis Sanchez schimbă așa, îl bag pe Mbappé aici. Două modificări facem la pauză. Jucăm mai cu Mandzukic în bandă. Îl schimbăm pe Alexis Sanchez. Alexis în continuare lasă de dorit. Nu știu ce se întâmplă cu el. Nu pare să se acomodeze. Kylian Mbappé. Mai departe pentru Mandzukic. Mandzukic cu o centrare. Lemina 3-0. Juventus, acum este rândul lui Mandzukic să centreze, n-a fost Lemina cel care lovește cu capul, centrare superbă a lui Mandzukic, detentă, perfectă, Perin învins pentru a treia oară în această partidă, Matheus Pereira marchează primul gol în Serie A, minutul 48, cât de bine începe Juve această repriză secundă, marcăm destul de rapid și nu cred că Genoa mai poate face ceva în acest meci. Să vedem acum șansă. Genoa încearcă să dea replica. Morales urmărit bine acolo. Morales, bună pasă în care o Sturaro foarte bine. Pasă cu Lemina. Lemina mai departe cu Kylian Mbappé. Mbappé, iată ne ajută și Mandzukic. Mbappé, mai departe cu Mandzukic. Mandzukic pentru Mbappé. Minge cam lungă cei drept. Mbappé în pressing. Mbappé, bună pasă pentru Pereira. Pereira. Pereira nu reușește. Mingea va ajunge la Matiello. Din prima acesta cu Marchisio. Lemina. Mandzukic. Bine cu Mbappé. Mbappé pentru Pereira în fața lui 4-0. Reține Perin. Șutul slab de această dată. Șutul slab al lui Pereira. Dar Juve practică un fotbal fenomenal la aceste momente. Genoa n-are nicio șansă. Si, una dintre echipele neînvinse. Genoa, iată, primește 3 goluri. 3 goluri de la Juve. Juve pare că se dezlănțuie. Kylian Mbappé pentru Alexandru. Pasă superbă, diagonală, fenomenal. Alexandru, Mandzukic. Mandzukic în careu. Mandzukic. Ai, 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 Mandzukic. Aruncare la margine pentru Juventus. Probleme mari. Nu știu ce va face Genoa dacă joacă tot așa. Nu văd bine deloc. Lemina. Lemina. Pjanic în blocaj, Mbappé în pressing, dar nu reușește. Iată aici foarte bine Matiello, Matiello, Matiello mai departe, din nou tackling, super. Haide Alex, prea târziu Alexandru. Oh, Lazovic, foarte bun dribbling-ul lui Lazovic. Exagerează, dar se descurcă perfect. Sturaro pentru Alexandru. Juve, până acum niciun pas greșit în defensivă. Iată-l acum pe Lemina, șansă de 4-0. Lemina, să vedem ce va face Lemina în fața lui 4-0. Lemina, Lemina, Perin reușește și el să intervină foarte bine. Bine a intervenit aici Perin. Juve, foarte, foarte aproape. Și cred că vom da și golul 4, cât de curând. Cât de curând, pasă superbă pentru Lemina, Lemina, vine, oh, scoate, perfect. Juve, ar trebui să lase mingea afară Lemina, nu, nu o lasă, nu o lasă, preferă să facă spectacol aici, iată ce șansă. Pasa, însă n-a fost una fenomenală, contraatacul celor de la Genoa acum. Morales, urmărit de Matiello, haide Matiello, nu renunța. Vine și Barzali, destul de obosit Barzali, nu mai poate continua, nu cred. Vine centrarea, iese Buffon, nu știu dacă... Avea voie Buffon să reține acest balon. Încă o dată Genoa încearcă să dea lovitura. Din nou iese Gigi. Din nou foarte bine. Pereira. Mai departe cu Mandzukic. Juve totuși nu renunță la atacuri. Mandzukic. Mbappé. Mbappé. Pasă perfectă pentru Pjanic. Iată ce șansă avem aici. Pjanic. Peste poartă. Haide Pjanic. Prea multe ocazii în aceste momente pentru Juve. Ar fi trebuit să marcăm.
Ar fi trebuit să punctăm! Oh, preluarea! Dacă era puțin mai atent în Mbappé, puțin mai atent reușea să ajungă la acest balon. Pjanic încearcă cu Mbappé, totuși trebuia juca Lemina. Iată-l aici, încearcă recuperarea, nu reușește, rigor. Schimbă partea cu Morales, Matiello câștigă de el la cap, Marchisio a venit să-l ajute pe Barzali care are probleme, a obosit. A obosit Barzali, dar mai duce 10 minute. Morales, totuși e 3-0, să nu uităm, iată aici fază frumoasă lui Morales, vine cu centrarea, Buffon! Încă o dată Gigi, fenomenal, și iată ce șansă avem aici de a contraataca Sturaro, mai departe cu Pjanic. Pjanic, preluare superbă acestuia, Pjanic pierde până la urmă duelul, dar totuși obține marucare de la margine. Bine Sturaro, perfect. Ah, haide, Morales, are o tehnică bună acest băiat. Lazovic acum. Genoa n-a reușit totuși să fie peste Juve în această partidă, era destul de greu, dar totuși, neînvinsă. Readucem asta la cunoștință, centrare dezastruoasă. Buffon 7 intervenții, Perin doar 2. Sincer, nu știu când a avut Buffon 7 intervenții, serios. Pleacă Mandzukic, perfectă pasă lui Mbappé pentru Mandzukic blocat, Lemina face un faul de cartonaș galben, jocul continuă. Lăsată legea avantajului. Barzali, Matiello, Lemina bine, Marchisio, nu trebuie să aibă probleme. Întoarce mingea, super, Matiello. Suntem pe final de partidă. Iată că Juve n-a mai marcat, dar a jucat destul de bine. A avut multe șanse. Multe șanse, n-a relaxat la 3-0. Alexandru, depășit ușor de Lazo, vi se termină partida. 3-0 pentru Juve Genoa, iată. Îi administrăm prima înfrângere în acest sezon. Sunt curios ce a făcut și Internaționale de Milano. Interul destul de bună și în acest sezon, cred că a luat bătaie. Nu, n-a luat. Avem 5 puncte față de Inter. Interul n-a jucat. Crotone doar 3 puncte. Ușor încet, dar sigur se duce în Liga Secundă. Da, prieteni, aici se va termina episodul. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Nu uitați să apăsați butonul de like, un share și un subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!